Bun găsit tuturor! Mediul de ciclism este mai sigur acum cu primul radar de ciclism din lume, care oferă avertismente privind vehiculele care se apropie din spate, indică viteza relativă de apropiere, precum și nivelul de pericol. Alături de mine cu mai multe informații este Sorin Anghel. Bună dimineața! Bună, Bianca! Am venit să vorbim puțin despre unul din puținele dispozitive care te poate ajuta să fii mai în siguranță pe bicicletă, și anume radarul. Radarul retrovizor. Radarul este un dispozitiv mic care îți permite să te conectezi la el cu un ciclocomputer, de exemplu, și vezi exact numărul de mașini și distanța la care sunt în spatele tău. Mai mult de atât, el are și o luminiță aici în partea de sus, care este destul de puternică, se vede de la aproape 2 km, care avertizează șoferii care vin spre tine. Dar luminița nu este ca orice altă lumină, fiindcă în urma unor studii s-a dovedit că intensitatea și frecvența luminii, dacă este constantă, atunci șoferii se obișnuiesc pe parcursul vin spre tine și le mai atrage atenția. Și practic ce face radarul diferit este că ea își modifică atât intensitatea cât și frecvența care clipăcește pe parcurs și mașinile se apropie de tine. Cât de util este un asemenea dispozitiv? Nu este un dispozitiv care este chiar pentru toată lumea, fiindcă depinde foarte mult unde mergi. Dacă mergi în oraș, atunci nu va fi foarte folositor, fiindcă în oraș vin tot timpul mașini și știi că în orice secundă este o mașină în spatele tău. Deci acolo nu te va ajuta foarte mult. Te ajută foarte mult, în schimb, dacă ești la ture lungi, pe lângă oraș sau în afara orașului. Fiindcă acolo traficul nu mai este atât de des și te deconectezi un pic. Care sunt funcțiile acestui dispozitiv? Funcțiile sunt destul de simple. În principal, este conceput să-ți arate mașinile care vin spre tine și în același timp să-i notifice pe șoferii care vin dinspre tine. Noi suntem acum la a treia generație de radar și a venit cu niște chestii noi față de modelele anterioare. Dacă la modele vechi puteai să le conectezi doar la un ciclocomputer dedicat, producătorul s-a gândit față de alți producători care vor să cumpere cât mai multe produse de la ei, producătorul radarului s-a gândit că ar fi bine să fie compatibil cu cât mai multe device-uri, încât cât mai mulți oameni să poată cumpăra doar radarul și nu și alte produse. Astfel încât, la ultimul model, i-au venit și cu o aplicație pentru telefon. Găs foarte mulți care merg cu telefonul și n-au un ciclocomputer dedicat, acum pot conecta direct radarul în aplicația producătorului sau în alte aplicații, fiindcă au pus la dispoziție un API și sunt deja 5-6 diverse aplicații care se pot conecta la radar. După ce instalați aplicația, ea va arăta ca așa. Acum nu avem informații, fiindcă nu avem mașini pe lângă noi, dar atunci când o să avem mașini, aici o să apare niște cerculețe care practic vin spre tine. Iar bara de aici se va transforma în portocaliu sau roșu în funcție de cât de aproape sunt mașinile de tine. Și tu vei ști întotdeauna câte mașini vin spre tine și la ce distanță sunt. Cât de precis este acest dispozitiv în ceea ce privește apropierea vehiculelor de tine în timp ce tu mergi pe bicicletă? Din experiența mea de până acum, și am câteva mii de kilometri făcuți cu el, n-am pățit niciodată să nu-mi indice o mașină sau să-mi indice o mașină falsă. Au reușit să-l facă extrem de bine, încât îți arată doar mașinile și nu-ți arată motocicliști sau mașini care merg din sens invers sau alți bicicliști sau oameni pe trotinetă. Și mai mult decât atât, viteza ți este indicată inclusiv pe aplicația de care îmi spuneai mai devreme. Tu îți poți da seama de mașina din spatele tău? Da, într-adevăr, tu văzând mașinile pe display, poți să vezi până la 10 mașini care se apropie de tine, îți dai seama foarte ușor și viteza cu care se apropie, fiindcă își face refresh și îți arată exact cât de repede vin spre tine și îți poți da seama ușor de pericolul din jurul tău. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult este că schimbă puțin comportamentul șoferilor. Dacă tu nu știi exact când vine o mașină spre tine, tendința e de a merge cât mai aproape de marginea drumului. Și atunci când mergi pe marginea drumului, șoferii tind să te depășească la o distanță de un metru, jumătate de metru. Dar atunci când am folosit radarul, tendința mea era să merg mai pe mijlocul străzii, fiindcă știam că nu vine nicio mașină din spate. Iar atunci când apăreau mașinile, mă dădeam pe dreapta. Numai că șoferii, probabil că nu știu de existența acestui radar și imaginau că eu merg puțin în esuri. Și atunci, de fiecare dată când mă depășeau, își luau o distanță mult mai mare față de mine, de 2-3 metri. De siguranță. Mulțumesc, Sorin. Mulțumesc, Bianca. Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând!